Spuneți, domnule, cu ce problemă pe la noi? Păi eu am... Aveți o tusă cam enervantă, asta aveți. Aveți programare la doamna doctor? Dar nu știam că trebuie programare. Trebuia făcută de săptămâna trecută programare. Păi eu săptămâna trecută eram sănătos. N-am știut, mă scuzați, am venit așa, că mă simțeam rău. Avem programul foarte aglomerat, să știți. Înțeleg, dar vreau și eu să intru la doamna doctor, vă rog frumos. Mă simt foarte, foarte rău. Imediat o sun și vedem dacă vă primește. Doamna doctor, mă scuzați, dar vă deranjează un pacient. Ce pacient? A venit un domn foarte răcit. Are programare? Nu are nicio programare. Trebuia de săptămâna trecută. Așa i-am zis și eu, dar ci că era sănătos atunci. Trebuia să știe. Așa este, să-l trimit acasă? Nu, nu, spune-i să vin acum. Bine, doamna doctor, imediat îl trimit. Domnule! Domnule! Da, spuneți. A zis doamna doctor că puteți intra. Când? Acum pot intra? Nu, veni săptămâna viitoare. Da, bineînțeles că acum. Ah, mulțumesc frumos. Mă duc acum. Da, intră. Bună ziua! Am și eu o mică problemă, doamna doctor. Mă scuzați că vă deranjez. Văd că aveți o problemă. Da, mulțumesc. Și nu aveți programare, nu? Nu știam că o să fiu bolnav, îmi pare rău. Data viitoare o să-mi fac programare. O să încerc să ghicesc când o să fiu bolnav. Da, 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 luați loc aici. Mulțumesc, mulțumesc mult, apreciez. Și ce vă doare? Păi, doamna doctor, știți, nasul înfundat, febră, frisoane, multe. Așa, așa, spuneți. Și toată carnea de pe mine mă doare. Așa, așa.
dar capul cred că mă doare cel mai tare, să știți. Așa, spuneți, spuneți. Cam atât, cred că astea ar fi. Doar atât? Doar atât, da. Ce credeți că ar trebui să iau ca să mă fac bine? Da, știu eu ce trebuie să mă fac. Facem noi ceva acum. Ce vreți să-mi faceți cu alea? O să vedeți imediat. Vă rog să vă întindeți. E bine așa, da? E bine așa, da. Imediat vin, doamna doctor. Dumneavoastră de mine râdeți? Dar ce s-a întâmplat? Ce e asta ce am pe față? Păi nu ați zis că vă doare capul? Acum sigur i-a trecut durere de cap. Adevărul e că nu mă mai doare capul. Dar în rest simt așa că mă doare tot corpul. Sper să nu-mi faceți ce mi-ați făcut la cap și la tot corpul dacă mă doare acum, nu? Nu vă mai face nimeni nimic. De acum ce să vă mai facem? De acum mi-aș dori totuși să scap și de durerile astea alte. Tot ce mă doare prin interior. Febra încă, nu știu. Febra de fapt parcă mi-a scăzut. Să mai vedem ce mai putem rezolva. Mai departe vorbiți cu doamna asistentă. Haideți să mergem la mine la birou să rezolvăm și restul problemei. La revedere, doamna doctor. Vă mulțumesc că m-ați primit și sper că o să mă fac bine. Nu știu exact ce mi-ați făcut, dar arată bine. Mă simt bine. Mulțumesc. La revedere! Și de acum ce se întâmplă cu mine? Acum vă pregătesc eu imediat ceva aici. Dar ce îmi mai scrieți acolo? Ce înseamnă aia? Unde? Mai trebuie să merg undeva? V-am zis încă nu mi-au trecut durerile astea, mă doare tot în interior. Nu știu ce să fac. Da, da, pentru toate durerile. Acum o să vă scriu aici. Vai, vă mulțumesc din suflet, deci chiar simt că plec acum de la doctor și chiar mă simt mai bine, arăt mai bine. Mă doare tot în interior așa, dar e mult mai bine. Mă bucur că am găsit liber la doamna doctor și la dumneavoastră. E foarte frumos aici la voi. Foarte frumos. Îmi place, îmi place. Mulțumesc. Da, da, imediat. Păi ce am aici? Aici scrie programare. Păi cum adică programare? Ce înseamnă asta? Păi da, programare pe săptămâna viitoare. Păi cum adică pe săptămâna viitoare programare? Așa cum trebuia să veniți și astăzi, cu programare făcută de săptămâna trecută. Deci nu vine să cred. Dar dacă așa trebuie, o să vin. Bine, măcar că arăt mai bine. Măcar atât. Vă mulțumesc frumos. La revedere!